Bună seara, sunt doctorul Deacon Octavian și vă invit să urmăriți Realitatea Medicală. Avem plăcerea de a avea ca invitat în această seară pe un obișnuit al emisiunii noastre, domnul doctor Florin Filip. Domnul doctor, bună seara. Bună seara, domnul doctor, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc studioului pentru amabilitatea de a găzdui această emisiune. Domnul doctor Florin Filip este medic primar, chirurgie pediatrică și ortopedie. Și ortopedie pediatrică. Pediatrică, da. Subiectul emisiunii noastre este ceva de ortopedie în seara asta, pediatrică. Da. Nu se sperie ortopedii, nu-i băgăm în meseria lor. Adulți vorbeam. Așa, este șeful secției de chirurgie pediatrică și ortopedică de la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Cam lungă, să trebuie să găsim o descurtare. Un nume de cod, ceva. Un simplu cuvânt, eu știu. Da, domnule doctor, ce noutăți mai aveți? Și mai pe la sări de operație, vă mai cumpăra ceva, managerul, mai aveți ceva vreo... Domnul doctor, activități foarte intense, din câte văd, și în perspectivă o... De câte am înțeles, o dotare nouă a sălilor de operații, care, în mod sigur, va crește calitatea actului chirurgical, dar să așteptăm întâi să vedem lucrurile realizate. Din câte am înțeles, din câte știu eu, sunt într-o fază destul de avansată de evoluție, toate demersurile legale de care nu ne ocupăm noi, și poate chiar la emisiunea dumneavoastră, la emisiunea viitoare, la această emisiune, vom da niște știri bune pentru ascultători. Spitalul își crește gama de acoperire a afecțiunilor, dotarea tehnică, dotarea cu personal și interesul și al nostru și al pacienților și al celor pe care îi deservim să vină cu încredere la spital, se poate realiza cât mai multe intervenții chirurgicale într-o gamă cât mai diversă. La zilele medicale de Spitalul Județean ați primit ceva, diplomă de merit, ceva de apreciere? N-am fost singurul, am primit, într-adevăr, dar n-am fost singurul. Au fost două manifestări foarte frumoase anul acesta și zilele medicale ale Sucevei și, așa cum știți, zilele Spitalului Județean Suceava, două manifestări deosebite prin amploare, prin impact în media și prin invitații care au venit la cele două manifestări. Da, că am vorbit cu doctorul Adrian, a fost invitatul emisiunii trecute și spunea că vor să mai face parte din staful de organizare, spus și carte și vor să mai diversifice un pic. Un spital cu tradiție, cu realizări deosebite și care trebuie făcute cunoscute tuturor. Da. În primul rând, celor cărora ne adresăm, pacienților. Și știam că primul spital din Suceava a avut 3 paturi. N-am știut, dar... Dar și-o accident în carte, în carte respectivă. Sunt lucruri interesante. Uitându-ne în urmă, sunt lucruri foarte interesante de văzut oamenii care s-au ocupat de-a lungul timpului, realizările de-a lungul timpului și plecând de aici perspectivele, fără discuții. Da. Inclusiv că meseria de medic este periculoasă nu numai prin activitatea pe care o prestează, ci de pe vremea lui Ștefan cel Mare și-o trimis asta niște emisari să-și aducă din Veneția un medic ca să-l trateze. El avea probleme cu guta și cu piciorul. Așa, o ajuns la, prin 1503, o ajuns în Moldova, la Suceava aici, așa, și-o muri din cauza drumului, din cauza epuizării. Da, era... meserie riscantă, plus că rezultatele erau... Așa spunea asta, dădea un raport spre dojile Veneției și spunea că Moldova este foarte bine situată, este aproape de poarta otomană, în 15-20 zile ajungi până la Istanbul, treaba e foarte bună. Da. Altă măsură a timpului în momentul respectiv. Da. Domnule doctor, despre cine vă vorbim această seară? Domnul doctor, o tematică de interes pentru toată lumea și o patologie relativ frecventă. M-am spus că m-am gândit că o scurtă prezentare, o readucere în prim plan a afecțiunilor ortopedice la copilul mic este foarte utilă și din când în când trebuie prezentate din nou telespectatorilor, pentru că sunt afecțiuni frecvente, afecțiuni pe care le vedem în fiecare zi în ambulator, în urgență, de care ne ocupăm destul de frecvent în sala de operații și pe lângă faptul că sunt frecvente, au și un impact emoțional de foarte multe ori important asupra părinților și asupra familiei și unele dintre ele chiar pot să pună mari probleme de tratament, de urmărire, de prognostic, de evaluare în timp, motiv pentru care eu unul le consider ca fiind printre cele mai semnificative afecțiuni cu care ne confruntăm noi, chirurgii, ortopezii, pediatri, în practica de fiecare zi, plus că, din păcate, o parte din aceste afecțiuni lasă, haideți să nu spunem sechele, dar lasă urmări care pot să meargă de-a lungul, se pot manifesta de-a lungul întregii vieți a pacientului respectiv sau pe perioade de timp foarte lungi, cu tot ce înseamnă suferință, durere, morbiditate în termeni medicali,
necesitatea de a purta niște dispozitive medicale, o anumită limitare a activităților curente și, fiind vorba de copii, în mod sigur, o limitare a bucuriei de a te juca și de a fi copil, în primul rând. Da. Ce înțelegeți dumneavoastră prin copilul mic? M-am gândit la copilul mic ca fiind nou-născutul și sugarul, plus copilul până la vârsta preșcolarului, să spunem, deci până undeva pe la 7 ani. Fiecare vârstă, am mai discutat despre aceste lucruri în emisiunile anterioare, fiecare vârstă în domeniul acesta al chirurgiei ortopediei pediatrice este caracterizată de un anumit tip de afecțiuni, pentru că pe măsură ce copilul crește, se manifestă o serie de afecțiuni legate, în primul rând, de o anumită predispoziție prezentă la naștere, apoi se manifestă niște afecțiuni legate de creșterea copilului, o serie de afecțiuni la adolescență, cum am vorbit data trecută, afecțiuni cum ar fi scolioza, cifoza. Deci fiecare vârstă, nou-născutul, sugarul, copilul mic, copilul preșcolar, adolescentul, au o anumită patologie specifică, lucru care pentru noi înseamnă, în primul rând, când vedem pacientul respectiv, să ne gândim, în primul rând, la cea mai frecventă cauza afecțiunii la vârsta respectivă și, indiferent pentru ce vine copilul la spital, să-l examinăm și pentru o posibilă afecțiune pe care ar avea-o legată de vârsta lui. De exemplu, discutam data trecută, orice copil de 12, 13, 14 ani, mai ales dacă este o fetiță, e unul loc consult și pentru eventuală scolioză pe care poate părinții n-au băgat-o în seamă până în acel moment, pentru că este vârsta la care se manifestă cel mai pregnant, incidența este maximă și de multe ori trece nedescoperită. La fel, la un nou născut sugar, indiferent pentru ce mi este adresat copilul, mă uit să văd, n-are picioare strâmbe, n-are un torticolis, n-are o displazie luxantă de șold, n-are alte afecțiuni care sunt mai frecvente la această vârstă, pentru că sunt legate de evoluția prenatală, imediat neonatală și pentru că ele trebuie depistate la momentul respectiv, trebuie tratate precoce, dacă sunt tratate corect, au șanse mari de vindecare sau cel puțin de, dacă nu completă, cel puțin în bună parte și dacă nu sunt recunoscute și tratate la momentul respectiv, pot să lase sechele destul de grave pentru toată viața. Da, mă gândesc că responsabilitatea primă revine medicului neonatolog, care îl preia imediat după fără discuție, da. Fără discuție, da. Corpul da. Mamei, da, prin diferite picicali. Și el îi face un examen, o primă examinare, da. Deci e posibil ca aceste afecțiuni să scape primii examinări a medicului neonatolog? În momentul de față pot să vă spun că nu cred că mai există vreun loc în țara românească și în general în lume în care examenul clinic al noului născut să nu fie făcut cu competență. Tocmai datorită faptului că s-au făcut foarte mari progrese, s-au adunat informații, s-a adunat o anumită experiență și atunci examinarea nou-născutului din punct de vedere al acestor afecțiuni ortopedice, și am spus, deja l-am menționat, picior strâmb, displazie de șold, alte forme, gen alte afecțiuni, cum ar fi torticolisul, deci poziția modificată a capului, toate acestea sunt în imensa lor majoritate diagnosticate sau cel puțin se pune o suspiciune de diagnostic imediat după naștere sau în primele zile de la naștere, când copilul este văzut de neonatolog, de pediatru, de ortopedul de copii, de, nu știu, asistenta care este și ea pregătită de acum și știe cam la ce se uite, ce se urmărească, motiv pentru care foarte rar în momentul de față în spitalele noastre și cam peste tot în lume, un copil cu asemenea afecțiune mai pleacă din spital fără să se știe de ea. Da. Excepții pot să existe fără nicio discuție, dar ele sunt astăzi foarte, foarte puține. Ceea ce, fără discuție, a contribuit la creșterea calității îngrijirii date acestor copii și scăderea incidenței acestor afecțiuni, care acum 20, 30 de ani, 40 de ani erau o problemă de sănătate publică deosebită. Nu erau medic și neonatologi sau ce se întâmplă? Nici nu erau medic. Nu era încă, poate nu era constituit conceptul modern de evoluția patologiei ortopedice pediatrice, un concept dinamic de, eu știu, de evoluție în timp și de modificare în timp a unor semne clinice și a patologiei respective și poate nu era încă adunată experiența necesară pentru a duce la cristalizarea unui concept. Foarte multe din progresele înregistrate în acest domeniu ortopediei pediatrice datează de la sfârșitul secolului trecut, începutul secolului, secolul 19, de acum vorbim, nu mai vorbim de secolul 20, da. Începutul secolului 20, mijlocul secolului 20, în Italia, de exemplu, care are un sector de ortopedie și inclusiv ortopedie pediatrică foarte bine dezvoltat, progrese majore s-au făcut în anii 40-50. Conceptul de displazie luxantă de șold a fost lansat în anii 80 ai secolului trecut. Deci sunt lucruri relativ
negativ recente în patologia pediatrică, legate de faptul că numărul de cazuri în general este mic, studii multicentrice pe mii sau zeci de mii de cazuri au apărut relativ târziu și, poate cel mai important, formularea unor concepte de diagnostic și tratament iarăși s-a făcut destul de târziu, aș putea spune undeva pe la mijlocul secolului 20 către sfârșitul secolului 20. Deci vorbim despre lucruri care, din punct de vedere al clasificării, al stabilirii etiologiei, al tratamentului, sunt relativ recente, 20-30 de ani. Da. Domnule doctor, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să revenim cu bolile principale din această sferă. Vis-a-vis de Parcul Central. Da, am revenit în direct. Domnule doctor, haideți să începem să detaliem fiecare afecțiune. Deci începem cu piciorul strâmb, congenital, da? Piciorul strâmb, da. Este frecvent. Îl vedem aproape în fiecare zi în ambulator. Acolo este un foarte bun, foarte bun barometru al îngrijorării părinților privind afecțiunile copilului mic. Este un motiv foarte frecvent și de adresabilitate din partea medicului de familie sau al pediatrului. Motivele fiind foarte simple, orice picior strâmb are un anumit potențial de agravare și de evoluție. Dacă nu este diagnosticat corect la timp, poate să ducă la tulburări de statică și de mers permanente. Și, ca să citez opinia multor părinți care în felul lor au dreptate, e nevoie de un tratament, de un diagnostic foarte rapid ca să nu se agraveze în timp. Și, într-adevăr, se poate agrava în timp. Ceea ce este bun și întotdeauna le spun părinților este faptul că cea mai mare parte din așa zisele piciorușe strâmbe care vin copiii nu sunt altceva decât niște modificări de poziție temporare. Nu au un substrat anatomic, nu reprezintă o boală propriu-zisă și indiferent cum se cheamă ele, se cheamă talus valgus, metatarsus adductus sau alte forme, le-am citat pe cele mai frecvente, marea majoritate dintre ele nu necesită tratament ortopedic, odată cu creșterea copilului, odată cu maturizarea unor mecanisme neurologice și cu depășirea unor etape de evoluție inerente, ele se corectează în proporție de peste 95%, fără să necesite niciun fel de tratament. Ați început să spuneți ceva, deci cam care sunt afecțiunile astea care intră în categoria mare? Am spus că piciorul strâmb este unul dintre cele mai frecvente, dacă nu chiar cel mai frecvent. Apoi avem malformațiile de șold, și în principal este vorba de displazia luxantă de șold. Mult mai rare sunt afecțiuni sau malformații care țin de genunchi, de membrele superioare, de extremitatea cefalică, cum ar fi torticolisul. Cea mai mare parte din afecțiunile pentru care se adresează părinții în perioada neonatală și la copilul mic sunt acestea două. Piciorul strâmb, în formele lui cele câteva relativ ușoare și forma severă de picior varusechin și displazia luxantă de șold. Da. De ce apar așa frecvent? Pentru că se pare că în etiologia lor este implicată și o anumită poziție pe care o adoptă fătul în timpul creșterii, în viața intrauterină. Și sunt ceva mai frecvente pentru că și mecanismele prin care iau naștere sunt ușor de găsit în evoluția copilului mic, respectiv o sarcină mai dificilă, un copil care stă un pic mai înghesuit, ca să spunem așa, în uterul mamei, unii factori hormonali, predispoziții genetice. Asta face ca întotdeauna la naștere sau imediat după naștere copilul să fie verificat în principal pentru aceste două tipuri de afecțiuni. Fie piciorul strâmb, fie displazia luxantă de șold. Domnule doctor, copiii mei care nu sunt foarte bătrâni, deci au în jur de 20 de ani, deci tot au fost, sunt, da. Da, tot copiii mei sunt, dar au fost de mici puși de mămicuța lor în scutece. Deci înfășați, erau tot felul de chestii, făcea ca niște cocone acolo și îi ținea. Știu că aia mare nu a avut niciodată stare să stea tot timpul să dezlega și așa. Am un coleg care este medic de familie și a prins perioada anilor 90 în care au început să vină ajutoare masiv în țară. Printre ajutoare, nu știu, s-au gândit aia din afară și le-au trimis niște pampers. Așa. Și persoanele de la țară refuzau acești pampers și spuneau că cresc copiii strâmbi. Este o legătură între înfășatul copiilor și purtatul acestor pampers care acum toată lumea îi poartă, este la modă să facă și reclamă peste tot sau nu are nicio legătură una cu alta? Este o legătură. Poziția aceea cu copilul strâns înfășat, care aduce coapsele foarte apropiate, în adducție, cum spunem, este, se pare, unul dintre cei câțiva factori acceptați de toată lumea ca fiind favorizanța displaziei de șold. Este o afecțiune despre care o să discutăm imediat, despre care încă nu știm foarte multe lucruri, știm ceva, dar nu știm foarte multe lucruri, nu știm exact de ce apare.
Sunt foarte multe ipoteze, sunt studii, sunt lucrări, radiografii, remeneuri, artrografii, tot ce ne putem închipui, dar încă nu se știu foarte multe lucruri sigure despre această afecțiune. Există totuși câteva elemente care s-au individualizat, câteva factori care s-au individualizat ca fiind cu siguranță implicați în apariția afecțiunii. Și pe lângă elemente legate de sex, pentru că este o afecțiune care apare mai frecvent la fetițe, sau rasă, nu apare la rasa neagră, este foarte rar la rasa galbenă, este mai ales întâlnită la rasa albă și la anumite populații indiene. În afară de factorul hormonal care este implicat în special în apariția acestei displazii, acestei boli la fetițe, se pare că printre factorii care intervin imediat după naștere este așa această poziție forțată, poziție forțată care practic obligă, se luptă cu poziția normală a copilului după naștere, ușoară flexie, și se luptă cu echilibrul prezent la nivelul șoldurilor și poate să favorizeze agravarea unei eventuale displazii preexistente sau chiar transformarea între o luxație. Sunt lucrări care demonstrează că dacă s-a schimbat poziția copilului din acea poziție cu piciorușele strâns, lipite și învelite în scutece, într-o poziție mai fiziologică, mai normală, cu piciorușele un pic desfăcute, inclusiv cu Pampers, în primul rând, s-a obținut o scădere semnificativă a incidenței acelei afecțiuni. Deci, probabil că există un element de adevăr și în această atitudine de a combate. Deci acum să înțelegem că așa la rasa neagră, deci fiind cald, adăși în Africa, acolo și îi poartă în spate, niciodată nu stau în aducție și practic boala este aproape necunoscută la rasa neagră. Sunt extrem de puține cazuri. Da, cum exact cum Platusul, de exemplu, nu au copii la țară. Deci care ăștia de mici cațări prin copaci și așa n-au nicio treabă. Iarăși aici cu Platusul este o întreagă discuție. Platus sau piciorul plat nu este acceptat ca afecțiune până la vârsta de 3, unii spun 4 ani. Autorii cu experiență mare. Deci până la 4 ani nu putem vorbi de un picior plat efectiv, adevărat. Există o imagine de picior plat pentru că un copil mic are dispoziția țesutului adipos un pic altcumva decât adultului și bolta piciorului se formează treptat în primii 2-3-4 ani de la naștere. Deci tuturor părinților, bunicilor care vin cu un mititel de 2 luni alarmați, că are picior plat, că e fetiță, că o să rămână așa, nu o să poată face balet, nu o să poarte pantof cu toc, o să fie o nenorocire când va fi adolescentă, le spun că foarte probabil este o situație absolut normală, că se va corecta singură și că dacă doresc în mod deosebit să-l ajute cumva în evoluție pe copil, atunci se pot efectua niște manevre, în principal de kinetoterapie, dar în niciun caz nu este nevoie de un tratament ortopedic sau de gipsuri sau mai ales de încălțămintea ortopedică. Da. Care este o chestiune foarte delicată. Haideți să revenim la piciorul strâmb. Revenim la piciorul strâmb și aș dori colegii din studio să ne pună prima imagine. Deci, în partea din stânga este imaginea adevăratului picior strâmb, este piciorul varus echin congenital, cum îl denumim în terminologia românească, așa numitul clubfoot în terminologia engleză, prin comparație cu aspectul normal din partea dreaptă a imaginii și unde se vede clar că avem de-a face cu o deformare severă, majoră. Chiar dacă imaginea este incompletă, acest picior strâmb nu înseamnă numai afectarea gleznei și a piciorului. Este o afecțiune care se adresează tuturor componentelor musculare, osoase, articulare, nervoase, mai jos de genunchi. Foarte multe ipoteze, unele dintre ele confirmate, altele nu. Aici avem imaginea unui picior strâmb varus echin congenital bilateral, se observă cât de severă este afecțiunea. Ea poate fi descrisă în termen medical, dar simpla privire a acestei malformații, privire pe care o aruncăm imediat după naștere, ne spune că ea este recunoscută imediat de la naștere, are un impact emoțional deosebit asupra familiei și numai din imaginile pe care le vedem putem să ghicim că este o afecțiune severă care necesită un tratament coordonat, intensiv, realizat imediat după naștere și care, din păcate, pentru acești copii se întinde pe parcursul a câțiva ani. Mulțumesc pentru primele două imagini. Revenim la treia imagine imediat, un pic mai târziu. Deci este afecțiunea care se descoperă la naștere. Are o incidență undeva la 1-2 la mii, 1000 de nașteri. Cred că în fiecare lună vedem 1-2 copii care vin imediat din maternitate și din fericire, așa cum am discutat mai înainte, fiind recunoscută și știindu-se care este impactul ei, diagnosticul este foarte rapid și imediat în primele zile după naștere începem tratamentul. Problema cu această afecțiune este că în spatele malformației evidente există multiple malformații, așa cum am spus, osoase, articulare, se pare că există leziuni la nivelul musculaturii, a nervilor, a țesutului conjunctiv în general.
Ceea ce înseamnă că tratamentul va fi foarte dificil, va trebui să fie etapizat funcție de vârsta și etapa de evoluție, momentul evolutiv al afecțiunii. Asta înseamnă că tratamentul odată întrerupt, boala are mari riscuri sau mari șanse de recidivă și, din păcate, mai sunt copii pe care îi vedem o săptămână, două, trei, o lună. Începem tratamentul, la un moment dat părinții obosesc să tot vină fiecare săptămână la spital sau văd că nu se obțin niște rezultate deosebite așa cum ar aștepta. Cum suntem obișnuiți noi să luăm o pastilă, să ne facem sănătoși. Sau după un gips lucrurile să fie perfecte. Și din păcate dispar o lună, două, trei, revin după șase luni, afecțiunea n-a fost tratată, a recidivat și cu cât copilul crește mai mare, cu atât este mai greu de tratat, pentru că toate acele deformări devin rigide, greu de manipulat, greu de redus, copilul fiind mai mare, este mult mai greu să-i pui gips și am avut și copii care au venit după vârsta la care deja mergeau cu această malformație, unde este clar că deja un copil care merge pe asemenea piciorul și strâmbe are niște deformări care foarte, foarte greu vor răspunde la tratament. Ați menționat anterior că este o afecțiune complexă, da? Însă care sunt afectați și mușchii și articulații. Da, deși, da. Este considerat o displazie, deci un defect de formare a unor structuri anatomice normale care interesează practic. Diagnostica nu se pune problema, deci nu trebuie să ai studii medicale ca să pui diagnosticul de un picior. Și diagnosticul e foarte simplu. Un picior strâmb, forma anatomică o hotărăște. În momentul care la dumneavoastră ce investigații mai face sau nu e nevoie să mai aprofundați? Da. Foarte puține cazurile care necesită investigații sunt cazurile de picior strâmb asociate cu eventuale sindrome neurologice, cu alte suferințe, cum ar fi o artrogripoză sau o spina bifida. Majoritatea cazurilor sunt așa numitele picioare varusechin, fără o etiologie evidentă și la care prezentația clinică este absolut suficientă pentru a pune diagnosticul. La un copil foarte mic, la un nou născut, nici măcar radiografiile nu sunt necesare pentru că nu pun în evidență oasele în bună parte cartilaginoase și nu avem nevoie. La o vârstă foarte mică, la o vârstă fragedă, trebuie să instituim rapid tratamentul, nu trebuie să pierdem timpul cu foarte multe investigații. Așa cum spuneam la început, este bine întotdeauna de verificat dacă nu cumva copilul respectiv mai prezintă și alte malformații sau alte afecțiuni. Pentru că un picior strâmb trebuie să ridice un semnal de alarmă și asupra unor posibile probleme la nivelul șoldurilor, la nivelul extremității cefalice. Deci copilul cu afecțiuni ortopedice, copilul mic cu afecțiuni ortopedice, întotdeauna trebuie consultat din cap până în picioare. Și este tipică și cunoscută și clasică de acum asocierea între torticolis, deci poziția strâmbă a extremității cefalice înclinată spre o parte, displazia de șold și piciorul, o altă formă de picior strâmb, așa numitul picior metatarsus, în care partea dinaintea piciorului este rotită un pic interior. 10-20% incidența malformațiilor asociate, deci un copil cu un picior strâmb trebuie văzut, trebuie investigat clinic în primul rând, din cap până în picioare, pentru că au fost situații în care s-a tratat pentru picior strâmb și la vârsta de 8 luni, 10 luni, a rămas cu luxația de șold care s-a văzut când a început să meargă. E o situație neplăcută și e mirajul primei leziuni. Dacă se poate să ne dați următoarea imagine. Deci aici este o imagine foarte sugestivă, sunt niște imagini foarte sugestive asupra tratamentului ortopedic pe care îl începem cât de repede după naștere, în primele 3-4 zile. Ar trebui o zi, două realizate niște reduceri ortopedice blânde pe care trebuie să le facă ortopedul pediatru. Copilul are un picioruș suplu la început și se poate reduce cel puțin parțial și ceea ce ni se prezintă foarte frumos este faptul că prin imobilizări gipsate succesive, realizate corect, competent și precoce, se poate obține o foarte bună corecție sau chiar hipercorecție a acestui picior strâmb varusechin congenital. Vedeți 4-5 imagini care traduc etapele succesive de tratament. Acestea se realizează în primele luni de la naștere, de obicei gipsurile se schimbă după o săptămână, unii spun că și după 4-5 zile primul sau al doilea gips. De ce? Pentru că el crește foarte repede, copilul crește foarte repede, gipsul rămâne mititel și atunci îl va strânge. Este un motiv foarte simplu. Și al doilea motiv este faptul că piciorul fiind flexibil la începutul tratamentului, putem foarte repede obține aceste poziții succesive de corecție. E un lucru pe care le spun întotdeauna părinților, la primul, al doilea gips, să fie atent cum tolerează gipsul și să nu uite să vină la maxim o săptămână la control, pentru că data viitoare vreau să schimb gipsul și vreau să obțin o corecție ceva mai bună. Ideal ar fi ca numai prin tratament cu aparatele gipsate să reușim să obținem o asemenea corecție care încă o dată nu reprezintă punctul final al tratamentului. Pentru că odată ajuns la acest moment,
sunt părinți care spun, indiferent ce le-am spus noi, spun, ok, e bine tratat, s-a îndreptat piciorușul, pot să mă duc acasă să văd de treburile mele, și vin înapoi după 2-3 luni surprinși să constate că s-a refăcut piciorul, e aproape la loc. Sau părinți care pierd unul sau două gipsuri sau alte situații, întotdeauna e bine de avut în vedere și contextul social în care se află familia respectivă. Iar aici avem o ultimă imagine pentru capitolul acesta de piciorul strâmb. Este un dispozitiv care permite, odată obținută o corecție prin aparatele gipsate, eventual și printr-o intervenție chirurgicală, permite menținerea acestei corecții până la vârsta de un an și ceva, cu aceste ghetuțe care mențin piciorușul în exterior și cu bara care permite menținerea unui raport corect între cele două picioare. Deci, mulțumesc pentru imagini. Da. Deci, încă o dată, un tratament destul de complicat, întins pe multe săptămâni și luni. O etapă sărită sau pierdută înseamnă pierderea câștigului în bună parte de până la momentul respectiv și, din păcate, mai avem situații în care trebuie să o luăm de la capăt. Copilul mai mare nu mai tolerează gipsul, se pune de acum ideea sau se pune problema unei mici intervenții chirurgicale către vârsta de 6 luni și lucrurile un pic se complică. Și smulețele alea care le faceți dumneavoastră, tot le mai ajustați, le mai și să făcute pe forma piciorului? Pe forma piciorului. Practic e un aparat gipsat pe care îl punem pe piciorul copilului. Nu s-ar putea face o cezmulețe de-asta care duce să și tu un șurub ceva să rândești. Ar fi ideal și ne-ar scuti și pe noi și pe copii de... Să instruiți părinții, băi, mai strângi câteva că de... Nu, ele trebuie mulate foarte bine pe conturul piciorului. Ce am constatat foarte interesant, poate, la copilul care are bilateral, niciodată piciorușele nu vor fi identic afectate. Aproape întotdeauna este unul mai sever afectat, dar am avut și surprize în care un picior strâng care inițial părea mai rigid și mai greu de corectat, ulterior se răspundă mai bine la tratament. E o boală dificilă. E o boală dificilă în care trebuie răbdare din partea părinților. Din partea copilului nu mai spunem că e foarte greu pentru săracul mititel de 3 săptămâni să vină încă o săptămână și încă o săptămână și încă o săptămână la spital, dar din păcate este unul din puținele tratamente care și-au dovedit eficiență. Da. Domnule doctor, urmărind imaginele care le-ați arătat și chinul care l-aveți dumneavoastră de a îndrepta așa o malformație de genul ăsta, mi-a venit în cap acum că în cultura japoneză există cultura piciorului ăla mic, da? Deci da, care da, piciorul da. Mic este considerat foarte sexy. Nu știu, eu am văzut o imagine de dreptul hidos, așa, deci în care un copil normal, deci a spus că la rasa galbenă nu prea este picior așa. Displazia de șoldul. Deci e ca niște, nu știu ce, în mintea lor, creață, nu știu cum să le spun, s-o bucază, să transformă un picior normal, să-l transformă într-un picior de ăsta patologic. Tot prin imobilizări succesive. Spuneți-o leacă ceva la telespectatori. Piciorul se menține o anumită poziție și, din păcate, în timp se ajungea la o deformare extrem de severă care nu mai răspundea la niciun tratament. Plecând de la faptul că... Dar nu avea interes, deci premeditatii se supuneau așa, ca fetițele de mici erau puse în cizmulițe de astea, să aibă un piciorul de subțire și strâng. Da, practic, aproape că, dacă vreți, era ca un fel de experiment din punctul ăsta de vedere care reproducea mecanismul de formare a unui picior strâmb. Da. Deci, menținerea forțată într-o poziție anormală cu toate consecințele. Problema este că aceste piciorușe strâmbe, în momentul în care copilul crește și ajunge să meargă, practic se transformă într-un picior extrem de rigid și care nu mai răspunde la tratamentul ortopedic. Și nu numai că nu răspunde la tratamentul conservator ortopedic, ele trebuie operate și operația la vârste mai mari înseamnă și intervenții pe oase și pe articulații, care, indiferent cât de bine sunt făcute, tot vor lăsa niște sechele. Un picior mai rigid, un picior mai mic, un picior... plat, până la urmă, o gleznă rigidă și puțin mobilă și care va chinui copilul foarte, foarte multă vreme. Eu văd copii pe care am tratat în ambele variante, numai cu gipsuri, cu o mică intervenție de alungire a unui tendon sau la care am făcut operații complete de eliberare a acestui picior și foarte mulți dintre ei resimt încă problemele afecțiunii, pentru că, din păcate, piciorul acesta strâmb adevărat niciodată nu va fi un picior normal. Asta este uneori greu de explicat și părinții greu acceptă ideea asta, dar din păcate asta e situația. Deci un picior care are displazie, care are tulburări severe din perioada de embriofetogeneză, nu mai are cum să fie un picior normal. Poți să-l tratezi impecabil. Va fi mai scurt, va fi mai mic, va fi mai subțire, musculatura va fi mai fină, mai hipotonă, dacă vreți, mai hipotrofică, controlul nervos nu va fi același,
uneori nici vascularizația nu e de aceeași bună calitate și, din păcate, piciorul acesta strâmb, chiar tratat perfect, lasă anumite urmări, mai mari, mai mici, legate și de tratament și de precocitatea tratamentului și de faptul că s-a intervenit sau nu chirurgical, dar un picior strâmb adevărat, cum sunt acestea, niciodată nu vor fi picioare normale, din păcate. Mi-a venit în cap, apropo de sechele tardive, dacă mai țineți minte, din Madame Bovary, spune, deși asta medic de țară care duce el în localitatea respectivă și avea o slugă care era acolo, așa, cu tot așa cu un picior de ăsta strâmb, și s-a gândit el că e o chestie foarte simplă, care așa se tai tendonul sau nu știu ce. Un pic se dea drumul. Se dea drumul și să, așa, șmițe și cu ajuns la amputație și o tăie piciorul până la urmă. Deci asta de atunci m-a dus cu gândul că nu eram încă nici studiant la medicină, că totuși nu e o chestie foarte complexă, deci nu e chiar o joacă, așa. Eu mi-aduc aminte din copilărie un copil, cam mai mic decât mine, cu un an sau doi, netratat și care ajunsese să meargă pe acel picior strâmb și de acum avea o deformare absolut imposibil de redus sau de tratat, pentru că practic se obține o asemenea redoare, rezultă o asemenea redoare și așa, asemenea modificări osteoarticulare, încât nici cea mai bună intervenție chirurgicală nu mai are cum să repare acele deformări care sunt de acum definitive. Deci o afecțiune destul de severă, nu foarte rară, 1 la 1000 nu este puțin, destul de mult, și care, din păcate, lasă niște sechele, nu numai fizice, dar și emoționale, aproape pe toată viața. Atât copilului, cât și familiei. Motiv pentru care ultimii ani am văzut și ultimele decenii a fost o preocupare din ce în ce mai mare să fie tratați repede, să fie urmăriți, trimiși imediat la specialist, urmăriți de medicul de familie, adus aminte de afecțiunea respectivă și să sperăm că lucrurile astea încet, încet vor duce și la creșterea calității tratamentului, pentru că este nevoie aici, e nevoie de o echipă. Medic de familie, specialist, asistentă medicală, familie. Din păcate, deocamdată tot greu cade pe umerii dumneavoastră, asistența primară la noi. Da, asistența primară. E ok. N-are cum să-l trateze medicul de familie. Medicul de familie trebuie să-i aducă aminte mamei, vezi că trebuie să mergi. Du-te, l-am văzut, nu-mi place cum arată sau arată bine, dar mergi totuși și mai vezi care e situația, dacă mai trebuie ceva. Aici, apropo de dispozitivele medicale de care vorbeam un pic mai înainte, ghetuțe, talonete, asta este tipul de patologie unde trebuie gheata ortopedică. Pentru că odată obținut o anumită corecție, ea trebuie menținută în timp și, din păcate, ăștia sunt pacienți care foarte multă vreme au nevoie de ghetuță ortopedică în ideea că le mai menține ceva din corecția pe care am obținut-o. Și sunt pacienți care necesită supraveghere periodică. Sunt locuri în lume unde copilul cu picior strâmb operat, indiferent cât de bine a fost operat, este urmărit până la cel puțin 10 ani. Asta în cazul unui an care merge foarte bine. Iar cei care au probleme cu dureri, cu deformarea reziduală, sunt urmăriți practic până când ies din perioada copilăriei. Deci un efort deosebit și, din nou, un efort în echipă. Doctor, haideți să vedem așa cam care sunt rezultatele. Deci cam cât e? 50-50? Cam cât se recuperează? 90-70? E greu de spus, pentru că ca să obținem, ca să poți avea niște date corecte, e nevoie de un centru care să adune foarte multe cazuri și este nevoie de niște criterii de diagnostic și de tratament universal valabile pentru toți copiii. Nu cred că există cineva, din câte am citit, care să dea un procent de 100%. Asta este practic imposibil. Sunt centre care au foarte mare experiență, care au ajuns deja la nivelul la care foarte puțin copii mai trebuie tratați, foarte puțin copii, undeva 10%, de exemplu, din copiii cu această deformare. Dar ca să ajungi la nivelul respectiv de performanță, trebuie să ai un sistem de monitorizare a pacientului, de apelare la domiciliu, de transport la nevoie al pacientului de la domiciliu la centru de tratament. Ai nevoie de o echipă cu fizioterapeut, cu asistentă care face numai îngrijirea acestui tip de afecțiune, o asistentă de ortopedie care face numai așa ceva, ai nevoie de un sector de ortezare care se ocupă foarte atent, de un sector de recuperare neuromusculară, de analiza mersului, de chirurg sau ortoped care se ocupă o zi pe săptămână numai de cazurile astea, deci e nevoie de un efort foarte susținut. Noi tratăm cazuri mai degrabă sporadice, izolate, cele care apar și cele care ni se adresează. Acum mă gândesc, de ce spuneți dumneavoastră, ar fi binevenit un centru de asta, cum avem niște programe naționale pentru tuberculoză, pentru asta, SIDA, fără discuție, pentru... pentru scolioză este acum, sau se fac eforturi mari de tot. Nu, mă gândesc la chestii de astea cronice, pentru dializă, pentru
pentru așa. Deci am putea să lăsăm totuși copiii, sunt viitorul nostru. Deci ei ne vor plăti pensiile mâine. Da. Și în loc să ne plătească ei pensiile, eu îl țin tot eu îi plătesc lui. Asta e problema. Deci merită investiția făcută acum pentru un segment de genul ăsta, ca să nu fie chiar nimic handicapat. Nu? Deci să putem să-l integrăm chiar constatam într-o zi că au dispărut, deci pe vremea comuniștilor erau cooperativa Munca Invalizilor. Deci tot felul de afecțiuni, de astea motorii, cu așa, deci la fiecare găsea o anumită manoperă care el poate face și făceau tot felul de chestii, mături, perii, pălării, eu știu ce mai făceau pe acolo și erau și destul de bine vândute și erau o chestie care mergea foarte bine. Acum au dispărut toate. Așa și eu transforma pe toți în niște asistați sociali, toate cu omul ar munce și el, ar face și el ceva, dar numai să-i găsești să facă ce știe el sau ce poate el, nu-i vorba, nu poți să-l pui să facă mai știu eu ce, să facă, să alerge, cu toate că și s-o constata că și de alergat. Este de pistolul ăsta cu Dumnezeu îl cheamă, Nemer Nicola, care și-a împușcat prietena, așa, deci aleargă fără picioare, deci că n-are nicio treabă. Da, problema cu piciorul strâmb este faptul că în rest, dacă nu sunt alte afecțiuni în principal neurologice, copilul poate să ducă o viață aproape normală. E tocmai de asta, deci normală, trebuie un efort canalizat la început ca să... Pot să spun că în momentul ăsta cam toți copiii ăștia sunt urmăriți. Eu știu, unul, doi care mai... Nu, dar cum spuneați, bine ar fi distrâns într-un loc care să ai o experiență, să ai niște oameni care se ocupe special cu totul altceva. Domnule doctor, luăm o scurtă pauză cu stare, după care o să revenim. Da, revenit în direct. Domnule doctor, sper că telespectatorii noștri s-au lămurit cam piciorul strâmb, congenitat, cam despre ce vorba. Ca dovadă, telespectatorii noștri ne-au și telefonat. Doamna Viorica spune, mă bucur că s-a dezbătut subiectul pampersurile la copii. Eu mi-am îngrijit frații mai mici cu tărâțe de grâu, iar pelincile de in erau înlocuitoarele pampersurile de astăzi. Consider că acele pânze de in erau mult mai bune pentru copil comparativ cu noutățile în ghilimele zilelor actuale. Da, o anumită etapă. Probabil că nu dădeau iritații cutanate. Asta este... Era vorba de să... Mai bine tolerat. Astea fiind sintetici și să alergem, unele, nu? Da, unele da, nu toate, unele, dar schimbând pampersul de cele mai multe ori se rezolvă problema, dar sigur. E mai comod, pampersul e mai comod. În primul rând că le-ai cu pachetul de la supermarket. Da, este totuși un anumit confort și pentru copil și pentru familie, altă etapă de acum. Deci ideea ar fi de a fi schimbat totuși la timp copiii mai des, nu? Da, deci cam asta. Da. Dar cu tărâța asta de greu ce spune doamna Viorica, ce era... Nu pot să-mi dau seama. Eu sunt sigur că acum la țară sigur mai este cineva care mai folosește chestia asta, nu? Nu-mi dau seama. Nu pot să vă spun sigur. N-am prins. Sau nu mai vin încă mami care... Nu mai. Nu, doctor, haideți să vedem în continuare despre luxația congenitală de șol, da? Iarăși un concept foarte interesant, pentru că în ultimii 30-40 de ani, ceea ce clasic defineam ca fiind luxația congenitală de șol, deci deplasarea completă a capului femoral din articulație, a devenit un concept mai dinamic, în sensul că nu există o singură boală. Există un spectru de afecțiuni, de la normal până la luxația constituită, și foarte interesant este faptul că acest concept dinamic punctează asupra faptului că tot circuitul acesta, tot acest posibil spectru de afecțiuni, dacă este prins la momentul oportun, poate să oprească evoluția către o afecțiune mult mai severă. Este una dintre afecțiunile, această displazie de șol, care au beneficiat foarte mult în ultimii 30-40 de ani și de schimbarea de concept și de aportul investigațiilor imagistice, aici de ajuns să spunem ecografia de șol, pe care acum toată lumea o știe și aproape că o face de rutină, dar încă o dată, cel mai mult a beneficiat de pe urma faptului că, adunându-se o anumită cantitate de informații, s-a stabilit mai bine care este, de fapt, în ce constă boala, de unde până unde poate să meargă, de la forme foarte ușoare până la forme severe, care este momentul ideal de tratament, ce trebuie făcut, cum trebuie urmărit. Și atunci, iarăși, ca și la piciorul strâmb, dar aici mult mai evident și mult mai spectaculos, la displazia luxantă de șol, lucrurile s-au ameliorat încât astăzi putem spune că dacă afecțiunea este depistată precoce și tratamentul este corect, copilul va avea o viață absolut normală, spre deosebire de piciorul strâmb. O diferență de prognostic extrem de importantă. Una este să
ai câteva aparate gipsate, eventual un ham din acela de abducție și să fii monitorizat în primele 9-12 luni de viață și face să fii un copil absolut normal. Și alta este ca în ciuda unui tratament corect să rămâi cu niște deformări la nivelul picioarelor și o suferință pe toată viața. Eu, doctor, ce da. Constă luxația asta congenitală de șol? Ca să ne lămurim, o să rog pe colegi să pună prima imagine din... Aici avem o imagine schematică a celor două, a bazinului, practic, cu cele două articulații ale șoldului, care încearcă să ne lămurească, în primul rând, asupra faptului că este o articulație destul de complexă și este o zonă anatomică cu foarte multe componente osteoarticulare. Următoarea imagine, vă rog frumos. În stânga avem imaginea normală, articulației șoldului, capul femurului și componenta din oasele bazinului unde se realizează această articulație, coxofemurală, ca să spunem așa. În extremitatea din dreapta avem imaginea schițată a luxației complet realizate. Deci este ieșit din ieșit cavitate. Complet. Practic, este ieșit din cavitate și foarte greu mai poate fi introdus. De obicei, mai poate fi introdus dacă este recunoscută precoce și dacă, vorbind de un copil de câteva luni, la care cu anestezie generală, unor chiar fără anestezie, se poate reduce această luxație și trebuie obligator imobilizată. Iar pe imaginea din mijloc vedem stadiul intermediar. Stadiul intermediar în care nu avem nici aspect normal, dar nici o luxație constituită. Nici în carne, nici în căruță. Cam pe aici, undeva la mijloc. Undeva la mijloc. Funcție de momentul la care este sesizată această evoluție, putem avea o evoluție mai bună sau mai puțin bună. Deci majoritatea cazurilor care au subluxație sau displazie sunt termeni care de multe ori se confundă. Subluxația înseamnă că la nivelul femurului există încă un pic de contact cu zona din bazin unde se realizează articulația, iar termenul de displazie definește mai degrabă conceptul teoretic. Dar ele de multe ori se suprapun și n-are rost să intrăm prea multe detalii legate de terminologia propriu-zisă. Deci dacă, ideal, este copilul cu o mică problemă la nivelul bazinului, o lipsă de formare, o lipsă de maturizare, dacă vreți, a articulației șoldului, este ideal ca el să fie prins în această fază a unei subluxații, a unei displazii, a unei afecțiuni care are un potențial de reversibilitate. Deci dacă este diagnosticat aici, se poate institui un tratament ortopedic, nu chirurgical, și sunt șanse foarte bune ca afecțiunea să își revină la normal. De ce? Pentru că el este un individ care crește. Are un potențial de recuperare la nivelul șoldului mai mare decât la nivelul piciorului, în piciorul strâmb, și atunci există șanse foarte bune ca toate structurile anatomice implicate în realizarea articulației să revină la normal. Imaginea următoare, vă rog frumos. Acesta este o schema celebrului Ham Pavlik. Pavlik este autorul care le-a introdus în practică în anii 40-50. Este un dispozitiv... Poftim? Ceh, da. Nu sunt sigur. După nume, da. Și care ne arată că odată obținută reducerea în articulație, se poate menține această poziție corectă printr-un dispozitiv relativ simplu. În gama acesta de dispozitive medicale există foarte multe variante constructive de la diverse firme, dar principiul este cel pe care îl vedem în această imagine. Deci, practic, se mențin coapsele copilului, articulația șoldului, într-o poziție de hipercorecție, de supracorecție, și se dă în felul ăsta răgaz timp de câteva săptămâni și luni articulații șoldului să se dezvolte normal, pentru că dacă oasele componente sunt în contact anatomic, atunci există condiții pentru ca dezvoltarea să se facă normal și în termen de câteva luni să se obțină revenirea la normal. Și următoarea imagine, vă rog frumos. Aceasta este o altă variantă de tratament care de obicei se folosește în momentul în care a fost depășit momentul hamului și care înseamnă o primă etapă de tratament ortopedic cu sau fără reducere chirurgicală, cu sau fără reducere sub anestezie, imobilizarea gipsată. Deja imobilizarea gipsată în această afecțiune aduce deja a tratament clasic cu gipsuri care sunt foarte greu, aparate gipsate foarte greu de tolerat de către pacient, cu posibilitatea de a ajunge la un moment dat la intervenții chirurgicale. Deci, pe cât posibil, copilul nu trebuie să ajungă la stadiul ăsta de aparate gipsate. Avem situații în care trebuie să facem așa ceva, dar de dorit este un diagnostic precoce și un tratament care în cel mai, eu știu, la extremitatea lui, mulțumim pentru imagini, la extremitate se însemnă acest ham. Este o problemă pe care o discut foarte mult cu părinții, pentru că părinților nu ai timp întotdeauna să le spui toate lucrurile astea legate de teorie. Că nu e luxație, că de fapt o displazie, o stare premergătoare, că elementele anatomice de la nivelul articulației încă se pot dezvolta normal.
nici nu este timp, nici nu are rost să pretinzi de la toți părinții să înțeleagă lucrurile astea. Pe de altă parte, sunt părinți care vin cu lucrurile foarte bine puse la punct. De pe internet. De pe internet, cu bibliografia citită și care uneori mă surprind cu noutățile pe care le aduc și care sunt de preferat pentru că înțeleg foarte bine despre ce e vorba. Și inevitabil se pun două probleme. Una din probleme este această investigare imagistică. Displazia luxantă de șold beneficiază foarte mult de aportul ecografiei. S-a dezvoltat, este un profesor în Austria, profesorul Graf, care trăiește și este activ și în momentul de față și care a dezvoltat, a adaptat tehnica de ultrasonografie la evaluarea osteoarticulară. Nu era cu folicului de Graf, nu? Nu. Seamănă probabil cu numele. Și care a introdus conceptul acesta de ecografie, acceptat cam în toată lumea. Și sunt părinți care vin și îmi spun, știți, i-am făcut ecografie, pe stânga e 1A, pe dreapta e 2A, pe... știm care e situația, unghiurile, alfa, beta, și sigur că asta a dus așa un pic la complicarea lucrurilor, pentru că, un simplu exemplu, noi vorbim de o incidență reală a displaziei de șold undeva între 1 și 3 la mie, ceea ce iarăși este... relativ mult. Dar depinde foarte mult de momentul la care s-a pus diagnosticul, de felul în care ai pus diagnosticul, dacă l-ai pus mai clinic sau dacă l-ai pus și imagistic. Pentru că, iarăși, manualul care spune că incidența reală a displaziei este între 1 și 3 la mie, spune că între 8 și 10 copii dintr-o sută s-ar putea să aibă modificări ecografice, care nu se vor regăsi ulterior, care reprezintă o simplă etapă în dezvoltarea copilului. Deci copilul care are modificări ecografice poate să evolueze foarte bine prin simpla maturizare și prin simpla păstrare corectă a poziției în articulația respectivă. Dar cu spiritura de rigoare a părinților. Dar cu spiritura de rigoare și cu necesitatea, dacă o ecografie, o primă ecografie a fost anormală, ea trebuie urmărită, trebuie repetată în timp, o dată, de două ori, de la 4-6 săptămâni, deci lucrurile un pic se complică. Ce aș vrea să sublinez? În primul rând, diagnosticul de luxație sau de displazie de șold este un diagnostic care trebuie pus clinic. Deci degeaba facem 10 ecografii. Mi-aduc aminte că la semiologie, la pediatrie, când ne-au prins și ne-au spus ceva de clinicul ortolanic. Da. Sunt niște semne clinice, clasice. O manevră care trebuie obligatoriu să nu faceți, când o să ajungeți la țară, să nu faceți chestia asta, că voi ia mama dracului. Ortolanic și Barlow sunt doi autori. Ortolanic era italian, italienii au o școală de ortopedie foarte bună. Ortolanic prin anii 1930-1940 a descris un semn clinic care îi păstrează numele și astăzi și care a permis așa un salt extraordinar în calitatea diagnosticului, pentru că semnul acela lui Ortolani este un semn care se pune o modificare, un click, un click care se mai mult se palpează, se simte decât se aude și care spune că la naștere șoldul este deplasat, dar poate fi adus înapoi în articulație. Iar Barlow, un alt mare autor, a descris un semn în care șoldul instabil poate fi luxat și apoi readus înapoi. Sunt detalii de examinare clinică, n-are rost să-i plictisim pe telespectator cu amănunte, dar ideea este următoarea. În primul rând, diagnosticul de luxație, subluxație, displazie, trebuie făcut printr-un examen clinic corect la naștere. Acum, deci asta revine neonatologului, neonatologul, pediatrul, medicul de familie, ortopedul. Hai să spunem că i-a scăpat, așa, deci un părinte acasă, cum ar trebui să aducă cu gândul că săracul copilul ți-ar putea să aibă, că el nu știe să-i facă cu clichetul ortolanic. Bineînțeles, da, fără discuție. Să zicem că el a scăpat oricărei examinări medicale. Părintele, la un moment dat, relativ repede, la câteva luni, poate să sesizeze câteva lucruri foarte importante. Pliurile. Deci nu există zi să nu vină, a doua zi să zicem, să nu vină o familie, un părinte, o mamă să-mi spună nu sunt egale pliurile de pe coapsă. Deci deja toată lumea știe, pliuri inegale înseamnă că un picior poate să fie mai scurt și de obicei, așa cum spuneam, vârsta, până e diagnosticul de cel mai multe ori, piciorușul este mai scurt pentru că e luxat. Deci orice părinte care vede că pliurile de pe coapsă, pe o parte sunt două, pe o parte sunt trei, deja se gândește, întreabă cumnata, mama soacră, bunica, ce se întâmplă aici. Și este un semn clinic foarte, foarte important. Nu toți copiii care au pliurile asimetrice sau un număr au și luxație, dar cei care au luxație, mă, sigur, au așa ceva. Și atunci este un semn de alarmă care
duce la un consult la care se poate spune, dați-ne, știți, clinic este bine, putem să-i dăm o ecografie, nu trebuie să-i dăm, îl mai vedem peste o lună, peste două săptămâni, la șase luni, dar este un semn care atrage atenție. Ce mai poate să atragă atenție? Inegalitatea de lungime a membrelor inferioare. Sau faptul că jucându-se cu el la baie, că de fapt ortolanii în felul ăsta, nu l-a descoperit el. A venit o mamă, se pare, la ortolanii și, a zis, vezi, când îmi spăl copilul, parcă simt ceva. E menționat în literatură, se pare că este autentic. Și el a avut inspirația să sesizeze momentul și a și publicat o lucrare și de atunci a rămas semnul. Deci mamele știu copiii foarte bine. În momentul în care sesizează că ceva se aude la un șold, pocnește un șold, piciorușul de pe partea respectivă nu se mișcă la fel de ușor ca și cel sănătos. Sau vede la un copil mic faptul că pliurile sunt inegale sau piciorușele sunt de lungime inegală, ăla este un element extraordinar de important. Și, încă o dată, examenul clinic. Examenul clinic, de acolo trebuie plecat. Am consultat mulți copii la care părinții au făcut nenumărate ecografii. Uneori vin după a doua, a treia ecografie. Nu e rău că se face o ecografie. Sfatul meu este ca după prima ecografie să vină cu el la specialist, la oricare specialist de ortopedie pediatrică și să aibă un consult. Iarăși nu este corect să începi un tratament în ambulator cu copilul acasă pe baza unui rezultat ecografic fără să-l vadă specialistul. Încă o dată, marea majoritate a acestor copii se vindecă singuri. Cu un Pampers, cu doi, cu trei, iarăși o discuție infinită. Este nevoie de mai mult de un Pampers? Se pare că nu. Pentru că Pampersul, până la urmă, este o bucată de textil. E ca un ziar. Poți să pui 2, 3, 4, tot îl îndoi. Deci eficiența este nulă. Eu le spun părinților că purtarea Pampersului permite copilului să stă cu piciorul. Să desfășoare. Și poți să pui doi. Numai ca să-ți aduci aminte că mare grijă să nu-i ținem piciorușele lipite. Dar adevăratul tratament, dacă este cazul, este cu acel ham Pavlik. Pavlik a fost un tip extraordinar de inteligent. La vremea respectivă, displaziile acestea, deci micile anomalii, se tratau clasic, cu reduceri forțate, cu gipsuri, și aveau un foarte mare dezavantaj pe care îl vedem și astăzi. Din nenorocire nu-l vedem la copilul mic, îl vedem după 10, 15 sau 20 de ani, deci poate să-l vadă ortopedul de adult. Orice manevrare bruscă, violentă, la nivelul unui os aflat în creștere, poate să ducă la lezări ale vascularizației. Și atunci apare așa anumita necroză ischemică de cap femural, care este recunoscută ca o complicație a acestei boli și a tratamentului, dar care, din păcate, nu se vede atunci imediat, se vede după un anumit interval de timp. Deci el suferă în tăcere și după 6 luni, 12 luni, 2-3 ani, 5 ani, 10 ani, copilul ăla merge, îl mai doare un pic șoldul din când, parcă mai șchioapă-te pe o parte, dar a căzut, s-a lovit. După un anumit timp, dacă se face o radiografie la asemenea copilul, se vede semnele suferinței. Pavlik, practic, a reinventat tratamentul ortopedic și de la, din anii 50-60 încoace, până la aparatul gipsat, s-a interpus această etapă de tratament, care și la noi în ultimii 15-20 de ani a câștigat foarte mare popularitate. E mai ușor de suportat de către copil, se poate da jos, poate fi spălat copilul, se pune înapoi și acolo sunt niște precauții și aparatul ăsta are niște complicații pe care este bine să le știe și doctorul și familia, dar este oricum un mare avantaj, plus că se pare că într-adevăr dă rezultate. Da. Deci la cazurile care sunt prinse la timp cu o displazie incipientă, purtarea corectă a hamului Pavlik poate să ajute, poate nu chiar să vindece. Eu am văzut și cazuri vindecate. Probabil că ar fi mers bine și fără ham, și cu ham. Dar, în mod sigur, acest ham ajută. Mi-închipui că astea, firmele astea de foarte profil, bucuroase. Deci nu, deci au în dotare hamurile astea, nu? Da, da. Presupun că fiind vorba de copii, sunt compensate, da? Da, sunt gratuite. Compensate, da? Deci nu există niciun impediment. Da, eu țin minte când eram tânăr specialist și am venit, eram la policlinica din Arena, eram vecini de cabinet cu doctorul, nici Dumnezeu să odihnească. Așa, și țin minte cum punea la copilul, punea gipsurile astea. Da, în policlinică, în ambulator. Policlinică, în ambulator, da. Practic da. În continuare ce practic este. În ambulator, da, nu trebuie internare pentru imobilizări, nu trebuie pentru piciorul strâmb, pentru controlul hamului Pavlik, sunt chestiuni pe care le facem în ambulator, nu trebuie internat copilul. Dar încă o dată trebuie așa o coordonare foarte bună între toate. Ortoped, medicul de familie, pediatru, imagisticianul, radiologul care face ecografiile. Ecografia este așa un pic ridicat, e foarte bună, e foarte bună. A pus în evidență foarte multe modificări pe care altcumva nu le-am fi avut disponibile.
Dar trebuie bine judecate rezultatele, în dinamică, încă o dată. Displazia luxantă de șol nu este o boală, nu e ca o fractură care s-a întâmplat și este așa cum e. Este o, o adevărată evoluție. Deci copilul crește. Copilul crește, raporturile anatomice la nivelul articulației se schimbă și ecografia sesizează aceste modificări. Dar uneori sesizează un pic mai mult decât este în realitate. Motiv pentru care la un anumit moment, undeva la 3-4 luni, ecografia poate fi înlocuită de un examen radiologic clasic și atunci vedem mult mai bine. Nu o să facem radiografie la un copil de o lună. E prea mic, îl iradiem. Chiar dacă are o displazie pe care o punem în evidență ecografic, e foarte devreme, deci poate să existe, dar se poate corecta prin tratament conservator și atunci lăsăm radiografia un pic mai târziu, pe la 4 luni sau după ce am început deja tratamentul. Probabil că ecografia s-a apărut tocmai din necesitatea de a nu iradia copilul, cred că da, fiind ca o metodă mai puțin invazivă, și foarte bună, pentru copilul. O întrebare de 100 de puncte. Cine face în Suceava ecografie sau toată lumea face așa ceva? Nu, sunt cabinete unde se face, n-are rost să dăm nume. Sunt cabinete speciale, sunt anumite cabinete sau este că e nevoie de două lucruri. Este nevoie de experiență în domeniul ăsta al ecografiei de șol. Nu seamănă cu ecografia abdominală. Și este nevoie de o dotare tehnică. Nu poți să faci ecografie de șol, dar un anumit transductor cu ecograful care face ecografia abdominală. Plus că trebuie un pic de experiență, pentru că imaginea din ecografia de șol aparent e simplă, dar trebuie foarte bine judecată. E nevoie de un pic de privire în spațiu și de experiență pentru a evalua corect rezultatul. Da, acum au apărut ecografii 3D, 4D și da, e ceva cu totul. Ține mai degrabă de ecografia de țesut, nu neapărat de țesutul rumoi, osteoarticular, e un domeniu separat al ecografiei. Deci nu poți face ecografie de șold trecând imediat de la ecografia abdominală sau de la nivel. Trebuie niște cursuri. Deci mă gândesc că dacă se poate, nu, se un face. Telespectator acum este interesat de așa ceva, de să vă caute la serviciul de ambulator, da? Mai aveți în altă parte, în afară de ambulator? Nu. Nu mai aveți un cabinet particular? Nu. Toată lumea are cabinet particular, nu asta nu aveți? Să nu mai aveți timp. Nu știți când să o mai faceți și pe asta? Așa, domnul doctor, o să vă spun cine să mai abilitat. Examinez copilul. Deci asta este prima condiție. Examinăm copilul. S-ar putea să nu fie nevoie de ecografie. În Italia se face, de exemplu, ecografie de șol de rutină. Este ca un fel de test screening. Sunt alte locuri unde nu se face decât la copii care au factori de risc. Americanii sunt un pic mai reticenți vis-a-vis de ecografie pentru că, mă rog, i-au stabilit un anumit loc. Indiferent că s-a făcut, că nu s-a făcut, că se face aici sau în altă parte, lucrurile trebuie aduse la un loc și bine gândite, în primul rând pentru în avantajul copilului. Domnule doctor, așa, tot vorbind, emisiunea s-a cam terminat. Discuția cu dumneavoastră e o adevărată plăcere. Timpul trece așa zburând. Eu vă aștept și altă dată cu noutăți. Mulțumim foarte mult, sper că n-am mă depășit. Și cu imagini așa frumoase. Chiar sper că au fost instructive pentru telespectatori. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumesc și foarte mult pentru invitație. O seară plăcută tuturor. Mulțumim, stimați telespectatori, emisiunea s-a terminat. Sunt doctorul Deacon Octavian și vă doresc noapte bună.